Și atunci când noi o să înțelegem lucrul ăsta, nu o să mai avem încercări de la Dumnezeu. Deci noi nu trebuie să mergem pe cărări lăturalnice în împărăție. La Dumnezeu să ajunge pe calea cea mai simplă. Inima bună, fapta bună, rugăciunea, împărtășania și evlavia, adică trăirea normală, ortodoxă. Ați văzut că unii tot mai ce vrei să-i faci. Unii tot mai dau secvențe la televizor anumit și fac bășcălie sau fac glume când vede câte o femeie din asta că mai merge în coate, pe genunchi, pe la biserică, pe lângă o mănăstire și arată, uite lumea ce s-a prostit, uite în ce hal a ajuns. Nu s-a prostit. Știți ce e acolo? O mamă sau un tată este în stare pentru copilul lui sau pentru problema lui să facă orice scamatorie care l-ar convinge pe Dumnezeu că trebuie să-l ajute. Ăla e sentimentul de acolo, nu e sentiment de prostie și de incompetență. Eu personal n-aș merge pe coate și genunchi că milenii. Dar asta nu înseamnă că eu trebuie să-l judec pe ăla ce merge. E treaba lui de ce a gândit el că așa trebuie să roage. Dumnezeu îi va da plata care vrea el, nu-i treaba mea. Nouă, când ne-a spus Dumnezeu să ne rugăm, ne-a spus așa, ridicați ochii la cer și rugați-vă cum vă spun eu, Tatăl nostru care ești în cerul și o știți până la capăt. Sau cum a spus Apostolul Pavel, vreau 5 cuvinte spuse cu inima, nu multe borborosite ca păgânii. Deci să încercăm și să înțelegem că poporului ce stătea în întuneric i-a venit lumină mare. Care este lumina cea mare? Evanghelia. Este cartea morală a nației creștine, manualul de pedagogie morală a creștinătății. Noi toți dăm examene din câte 15-16 materii, 4 ani pe rând la facultate, când te duci, depinde de specialități. Dar nu dăm niciodată examen din cartea de pedagogie creștină și morală a Ortodoxului. Știți când dăm examen din această carte? Când am ajuns suferinți pe patul de moarte, când vedem că se apropie clipa și ceasul în care, indiferent că vrem, că nu vrem, toți ne despărțim de trup și mergem să ne întâlnim cu Hristos și ne pune întrebări din Evanghelie. Și ce o să vă întrebe? De ce m-ați lăsat însetat? De ce m-ați lăsat flămând? De ce m-ați lăsat dezbrăcat? De ce m-ați lăsat gol? De ce n-ați venit pe la mine când eram în temniță? De ce nu mi-ați dat să beau când îmi era sete? De ce nu m-ați ajutat când stăteam zgribulit și amărât? Și voi să spuneți, da, Doamne, nu te-am văzut nicăieri. Peste tot eram. Voi nu m-ați văzut. Dacă vă aduceți aminte, că așa și vreau să închei, ultimul verset din Scriptură este... De atunci a început Iisus să propovădească și să spună pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Eu vreau să închei cu altceva, tot de pocăință. Erau doi creștini. Nu au nume cum n-are nici Vameșul și Fariseu. Unul Vameș și unul Fariseu. După Revoluție, amândoi s-au făcut consilieri la biserică, că na, foarte multă lume s-a îndreptat la dreapta credință. Și au început să facă fapte bune. O icoană, o troiță, o strană, un gard, un trotuar. Și lumea îi lăuda. În schimb, în inima unuia dintre ei era tot timpul simțământul ăla să-l întreacă pe celălalt. Ăla n-avea nicio treabă. El cât avea, atât a dat și vedea de treaba lui. Și a murit, bineînțeles, cel răvnitor, care vrea să nu fie nimeni ca dânsul. Noi, în general, vrem să nu fim ca nimeni, numai noi să fim totul, dar depinde măsura în care putem împlini. Ăsta ce era normal, obișnuit, un om firesc, nici nu l-a interesat vreodată de ce ăla face așa sau de ce ăla face așa, de ce ăla dă, de ce ăla are, de ce ăla n-are, nu era treaba lui. Și moare acesta, v-am spus, binefăcătorul forțat al faptelor bune, și ajunge la Dumnezeu și Dumnezeu îi spune lui Sfântul Petru, pe acesta vreau să-l lași în iad. Doamne, dar e ctitor. A făcut atâtea fapte bune, a făcut atâtea parastase, a dat atâta pomană. Pe acesta vreau să-l lași în iad.
L-a dus în iad și bineînțeles că creștinul nostru a cârtit cât a putut. După vremuri tot venea Sfântul Petru și îi spunea: Doamne, dar ori cârtește creștinul ăsta, că și dracii s-au speriat. Lasă-l acolo să stea, că îi voi spune eu într-o zi de ce a greșit. A trecut vremea și într-o zi Dumnezeu apare la gura iadului. Și îi spune unui înger care era acolo să vină și Petru la mine. Și a zis: Petre, sunt dator cu un răspuns. A apărut Petru umil: Doamne, sunt prezent aici, poruncește, eu ascult. Vezi pe ianjenul ăla mititel acolo în copac, îl văd. Roagă-l, Petre, să coboare câteva fire până jos la cârtitorul ăsta al tău de care mi-ai vorbit. A coborât pe ianjenul câteva ori imediat, a făcut o ață subțire, a zăzut, la psalm spune: sufletul omului este mai ușor ca pânza pe ianjenul. Deci sufletul nu e o carcasă de motor, nu e un sac cu cartofi, nu e un rubzac de mere, e ceva fin, ceva divin, rațiune, cuvânt, duh, lumină, putere, har, harismă, ceva ultra nefiresc. Și strigă Dumnezeu: mă auzi, Vasile? Te aud, Doamne. Urcă la mine să stăm de vorbă. În timp ce Vasile se urca pe firul de păianjen din fundurile iadului din flăcări spre lumina lui Dumnezeu, Dumnezeu ia o mlădiță dintr-un copăcel și tot mișca firul ăla de păianjen. Spunea: Vasile, tu ce faci acolo, că ăsta se rupe? Ia fii un pic atent, îi dădea o lecție de logică. Și Vasile tot spunea: Doamne, dar eu merg cu grijă, nu-s vinovat. Doamne, dar eu sunt corect, nu-s vinovat. Doamne, dar eu nu vreau să întâmple asta. Ia cercetează tu ce se întâmplă acolo, pentru că simt că firul aproape se rupe. Îi încerca dragostea. Și când se uită Vasile sub picioarele lui, din iad se prinsese sute de suflete care vreau și ele la lumină. Și Vasile strigă: Doamne, am aflat de ce vrea firul să rupă. Dăm repede ceva să tai de sub picioarele mele, că toți păcătoșii iadului vor la tine. Și a spus: nu, Vasile, stai tu cu ei, că tot dragoste n-ai dobândit. El, dacă era un creștin adevărat, putea să spună așa: Doamne, mai sunt și alții chinuiți ca mine, ar vrea să ajungă la tine. Asta era morala. Deci când stai în biserică, nu mai folosi termenul: nu mă interesează de ceilalți, eu să mă mântuiesc. Ba da, când te va interesa pe tine ca și creștin de mântuirea celorlalți din jurul tău, cu atât mai mult îl va interesa pe Dumnezeu de mântuirea ta. Că tu ai egoismul ăla și mai vine așa câte o femeie de asta țăpoasă și spune: a, părinte, de biserică, de bărbat mă las, dar de biserică nu. Nu! Nici de el nu te lași, nici de biserică. Pielă-l raps că-i soțul tău și sunteți un trup și v-ați cunoaț și aveți copii, de biserică te ții că legea lui Dumnezeu. Nu calci o taină și astupi-o fără de lege. Deci noi suntem un întreg. Așa ne mântuim, în masă. Viața e de obște, mântuirea individual, dar obștea trebuie să se mântuiască. Deci noi trebuie să... Ce spune Evanghelia? Că gospodina a luat bulzul, a luat-o, a pus trei măsuri de făină și a frământat până a cuprins toată făina. Deci când ți-ai câștigat toată familia la dreapta credință și i-ai făcut credincioși prin bunătatea ta, prin omenia ta, prin răbdarea ta, prin lucrarea ta, ești deja mântuit. Și ultima cu care vreau să închei, legată tot de lumina, ca să înțelegeți cum e cu lumina asta, că nu e de neon, nu e de bec. O femeie foarte evlavioasă, rugându-se la icoana Mântuitor, le-a zis așa: Doamne, 80 de ani te-am iubit în curăție, dar nu mi-ai îndeplinit și mie o dorință. Și a zis: zi, spune Hristos din icoană, vreau să mănânci odată cu mine la masa mea. Sigur că da, zice, duminică de la prânz voi fi la tine. S-a dus beata femeie, s-a suflecat, a făcut casa lună, mâncărurile cele mai bune și a invitat prietenile. Toate și-au găsit câte un loc frumos, îmbrăcate, cernite, evlavioase. Și așteptau deja de la prânz să apară Hristos.
Fix la ceasul al 12-lea bate ușul un șchiop. Nu te supăra, Coniță, te știu credincioasă, mi-e foame, dă și mie ceva, pleacă de aici, am musafiri importanți. Mai trece o oră, vine un copilaș gol, flămând, dezbrăcat. Cucoan, n-am auzit de mata că ești femeie de biserică, dă și mie ceva. Du-te, mă, nenorocitule, de aici, am musafir, n-am timp de tine. Apoi a spus la slugi, dați drumul la câini, încuieți porțile, fugăriți pe toți la poartă. Trebuie să vină Hristos al meu, n-am timp să aștept. S-a făcut asfințitul soarelui și Hristos n-a mai venit. Seara când și-a făcut cuvenita rugăciune, cum stau femeile 7 ore în fața icoanei și se roagă îndelung, îndrăznește și spune, Doamne, m-am rugat la tine, îți mulțumită, dar tot e tristă că n-ai fost azi la mine la masă. Și îi spune Hristos din icoană, șchiop nu ți-a plăcut de mine. Copil flămând m-a ignorat, bolnav neputincios ai dat drumul la câine. Amărât nemâncat de 3 zile, ai pus slugile să încuie poarta. Și până seara în fel și chip te-am vizitat, dar niciodată n-a ieșit ca să mă întâmpin. Doamne, dar nu mi-ai spus că vii așa. Am spus acum 2000 de ani în Evanghelie. Întrucât ați făcut celor mai mici, mie mi-ați făcut. Amin și aleluia.